Spargerile din cartierul Constanțean Tomiznor s-au produs miercuri în jurul orei 21. Tupeul hoților a fost greu de imaginat și au parcat mașina chiar lângă una dintre cele pe care urmau să le spargă. Planul a fost dejucat însă de un martor care a văzut totul pe balconul geamului de la blocul de peste stradă. Am văzut cum spărgeau mașinile, spărgeau ca la ei acasă, deci nu se deranjau, erau cu o Dacia gri. Ați reușit să vedeți număr sau ce? Numărul n-am văzut, eram de la etajul 10, n-am văzut. Câte persoane erau? 4 persoane erau, toți erau până în vârstă de 20 de ani. Atleți erau. Și ați văzut când au venit cu mașina și apoi ce s-a întâmplat? Am văzut instantaneu, am aruncat o privire pe geam și i-am văzut că furau, trăgea de baterie, cu capota deschisă, asta era cu capota deschisă. Și în momentul ăla am țipat la ei, poliția, hoții. Așa, mai erau două persoane, două femei. S-au uitat, dar n-au luat nicio atitudine. Bărbatul spune că i-a observat în timp ce operau la cea de-a doua mașină și dacă nu ar fi reușit să-i pună pe fugă, ar fi urmat autoturismul său. Când acesta a strigat de la balcon, cei patru au abandonat pe unde au apucat bateriile pe care le demontaseră de pe mașini și s-au urcat imediat în Dacia de culoare gri cu care veniseră. Mașina a demarat în trombă și s-a pierdut printre străduțe. Între timp, martorul a sunat la poliție pentru a semnala incidentul, însă oamenii legii au ajuns cu ceva minute mai târziu la solicitare și asta pentru că se executa un filaj chiar în apropierea zonei unde s-au spart autoturismele. A venit poliția, da. Și ce au spus cei de la poliție? A zis că dimineață vine și o să ia amprente, dar greu, a zis că este brumă pe mașină. A zis că o să vină să ia amprente, să facă alte... Ce mai fi, nu știu. Oricum, mie mi-a furat-o de trei ori anul trecut. De trei ori anul trecut v-a spart mașina? De trei ori. M-a nenorocit, ce să zic. Și a prins atunci? Nimic. Nimic? Păi și cum vi se pare? Cum vedeți situația asta? Dacă se s-a mai și întâmplat? Problema că nu o văd prea clară, că nu e bine totuși. Totuși nu e bine. E mult scoți și puțină poliție, cred. Nici măcar proprietarii nu au fost anunțați. Unul dintre aceștia s-a sesizat în momentul în care a văzut echipa de filmare Litoral TV la fața locului, fără să știe inițial despre ce este vorba. Am luat o țigară pe balcon și am văzut că erați aici. Nu știu ce s-a întâmplat, da. Și v-ați descoperit mașina spartă. Se va întâmpla, trăim în România, nu? E prima oară când se întâmplă? Da. Păi și ce aveți de gând să faceți? Păi ce să facem? Să mergem la poliție mâine să vedem ce se întâmplă. Nu, bateria tot lipsește. Polițiștii au dus bateria la sediul de poliție și au lăsat proprietarului în geam un bilet cu numărul de telefon de la secția 2 poliție, secție unde am mers și noi ulterior pentru a afla mai multe informații despre ancheta în acest caz, având în vedere că martorii aveau semnalmentele celor patru suspecți, cât și informații despre mașina cu care aceștia au venit. Bună seara, de la Litoral TV sunt. Cum? Litoral TV suntem. Vreau să vă întrebăm despre spargerile de mai devreme sau, mă rog, tentativele de spargere. Păi spuneți-mi în cuvinte, bună seara. Domnul comandant, nu pot să vă las să intrați. Și domnul comandant? Mâine dimineață. Nu, păi mă interesează acum, pentru că s-au petrecut mai devreme. Nu puteți să-l sunați sau... Ce faceți? Închideți ușa în față, chiar așa? Iată și punctul de vedere al poliției despre acest caz. Dacă se concretizează ceva, atunci s-au făcut o cercetare acolo, e dosar penal, mai multe date, nu avem autorizația de aflată.